Cuvântul 68. Despre paza inimii și despre o vedere sau contemplare mai subțire. De te afli singur în chilia ta și nu ai dobândit încă putere pentru o vedere sau contemplare adevărată, ocupă-te pururea cu cugetarea troparelor și acatismelor și cu gândul la moarte și cu nădejdea celor viitoare. Căci acestea adună mintea și nu o lasă să se risipească până ce vine adevărată vedere sau contemplare. Pentru că puterea Duhului e mai tare ca patimile. Cugetă și la nădejdea celor viitoare, împreunată cu pomenirea lui Dumnezeu, și pătrunde bine înțelesul troparelor și păzește-te de lucrurile din afară care te mișcă spre pofte. Și ia seama la cele mici făcute de tine ca și la lucruri. Și cercetează pururea gândurile tale și roagă-te ca să câștigi ochi în toată purtarea ta. Nota 425a, toată purtarea să-ți fie ca o vedere, sau călăuzită de o vedere, de o înțelegere. Fii ca un heruvin care e întreg ochi. De aici începe să izvorască bucuria. Și atunci găsești necazurile mai dulci ca mirea. Nimeni nu poate birui patimile decât prin virtuțile simțite și văzute. Iar împrăștirea minții nu o poate birui nimeni decât prin îndelenicirea cu citirea duhovnicească. Mintea noastră este ușoară și de nu e legată de vreun gând, nu se va opri din împrăștiere. Și fără desăvârșirea virtuților mai înainte pomenite, nu poate dobândi paza aceasta. Căci de nu biruiește cineva pe vrăjmașii aceștia, nu poate fi în pace. Și de nu împărățește în el pacea, cum poate afla cele așezate înăuntrul păcii? Căci patimile sunt un perete în fața virtuților ascunse ale sufletului. Și de nu cad acestea prin arătarea virtuților, nu se văd cele dinăuntru. Nici nu poate cineva, aflându-se în afara zidului, să petreacă în cele ce sunt înăuntru. Și nimeni nu vede soarele în întuneric, nici virtutea firii sufletului, cât mai stări în el tulburarea patimilor. Nota 426. Paza nu e simplă tehnică, ci se câștigă la sfârșitul virtuților săvârșite prin trup. Fiecare virtute reprezintă o biruință a voinței într-o latură sau alta a ființei noastre, aducând pace din partea unei patimi. În planul superior stă neîmprăștirea gândurilor minții. Aceasta e opera pazei minții, dar de-abia înăuntru acestei păci se văd cele dumnezeiești ascunse în minte sau descoperite minții. Până atunci, patimile stau ca un zid în fața vederii noastre, îndreptate spre interior. Acest zid trebuie surpat prin virtuți. Prin aceasta se câștigă și pacea și transparența spre cele dumnezeiești. Comorile din lăuntru văzute prin suflet se mai numește și virtuțile sufletului, spre deosebire de virtuțile împlinite prin trup. Roagă-te lui Dumnezeu să-ți dea să simți dorul Duhului și dorința Lui. Căci când îți va veni această simțire și dorința Duhului, vei putea să te desparți de lume și lumea se va despărți de tine. Dar pe acesta nu-l poate simți cineva fără liniștire și nevoință și fără vorbirea privitoare la citirea despre acestea. Și fără acestea nu le poate afla pe acelea. Când le vei căuta, vor pleca după puțin și se vor ivi cele trupești. Cel ce înțelege să înțeleagă. În sudoare a binevoit Domnul cel înțelept să mănânce pâinea aceasta. Nu din răutate a făcut aceasta, ci ca să nu rămână în noi nesmistuite și să murim. Căci fiecare virtute este maica celei de-a doua. Ne părăsești deci pe mama care a născut virtuțile și mergi să cauți pe fiice înainte de a dobândi pe maica lor, virtuțile acelea se vor face în suflet vipere. Și de nu le arunci de la tine, vei muri de grabă. Nota 427. Prin mândrie, virtuțile devin vipere, care mușcă pe alții, dar înveninează și pe cel ce le are. Imaginea viperii e și în scara cuvântul 9.